lucrează cu blocaje. Deci noi împreună cu colegii am găsit următoarele metode și următoarele informații pentru cetățenii și deci rolul în grați publici locale. Informarea, deci ca să mă dau în bagheață, nu? Informarea populației prin diferite metode. Adunarea pe sector este important, este important ca grați publicul local împreună cu liderul unui sector să informeze populația despre ce merge vorba, în primul rând. Despre reacțiile de vecinătate și tot așa mai departe. Informarea prin mass media este importantă de a da anumite surse televiziune locală în acele localități unde este televiziune locală. Televizorii, panouri informative este de asemenea necesar de a crea anumite panouri informative unde să fie populația informată. De asemenea, când se organizează diferite activități în masă, sportive și diferite, și prin aceste activități, informat la fel populația despre ce merge vorba în proiectul dat. Studierea situației pe sector. Rolul administrației publice locale este într-adevăr important, fiindcă de ca cetățenii localități să fie protejați și de poliție, și de administrație publică locală, și implicarea și iară a cetățenilor, să aibă, așa să spunem, grijă unul față de altul. Iluminarea stradală, infrastructura. Deci, prin asta, sporim riscul de a fi prins infractorul. Deci, unde este iluminare, deci infractorul nu prea să apucă de infracțiuni, nu prea e dorit. Pentru dânsul este un foarte dușman a infractorului, este iluminare. Se dă ilumină de următoare 24 la străzi. 24 din 24? Nu, dar noapte, toată noapte. Deci, dacă mergem pe proiecte de iluminare stradală și eficiență energetică, așa, deci... Acum, în lucrurile noastre, să se vechi și cozum foarte mult. Deci, este important, fiindcă bunurile cetățeanului poate să ajungă mai prețioase ca acei 10 kW pe sutcă. Analiza... Eu îmi cer scuze, dar eu cred că nu numai pot să și-a pune întrebarea, mergi să cetățeanul ăsta să mai în siguranță, să mergi pe stradă luminată decât... Asta așa sigur. Analiza situației criminalității sector, deci aceasta trebuie să fie și prima și aici eu oricum se face o analiză care este situația criminalității și sector, deci informarea polițistului sector, s-au comis anumite infracțiuni pe mahala dat sau nu. Deci, aceasta se are în vedere. Crearea condițiilor de formare și activitatea sectorului de supraveghere de vecinătate. Asigurarea continuității proiectului. Deci, de asemenea, este foarte important ca să fie o continuitate de la prima etapă până la implementarea totală a proiectului și, deci, după aceasta, tot și este important să asigurăm această continuitate și de mai viitoare. Da? Conlucrarea întregii publici locale cu liderii de sector. Principiul din noi acest lucru. În primărie activează asistență socială. Printre care asistenții sociale dau anumite informații despre persoanele ce se află pe sectorul dat. Spre exemplu, care este starea în familie. Persoane vulnerabile sau au fost cazuri de ceartă, de conflict între cetățeni sau între părinți. Datele despre cetățeni. Deci, administrația publică locală deține anumite date despre cetățenii din sat.
se cunosc care a fost situația în familie dată sau în sau persoane dată, a fost un conflict cu legea sau nu. Dotarea cu tehnică. Eu aș zice că tot și este important, fiindcă nu toți liderii sau deci trebuie să fie o comunicare și între ONG, între ONG și apoi este foarte important, fiindcă nu tot, tot timpul ONG-ul va, va avea surse financiare pentru a acorda asistență tehnică sau slăbiție. Deci trebuie să fie o comunicare între ONG și activitatea publicară. După, eu am, noi mai scris după necesitate sau după posibilități. Dacă APL-ul sau ONG-ul. Stimularea membrilor activi. Prin remunerare, prin diferite forme, deplasări, cinema și așa mai departe, fiindcă deci când a fi o concurență între sectoare, să alegi un lider care într-adevăr au depus eforturi și situația externă a scăzut puțin. Acordarea în anumite sate poate fi problemă cu spațiul a liderilor, oricum trebuie să fie o, eu așa în echipă, trebuie să fie un birou de a pune un calculator. Deci, eu am să spun un exemplu care a fost ideea la primărie recent și poate cineva poate și-o dat odată la experimentat. Este important de a face un punct de operatori, așa să nu așa l-am numit, punct de operatori unde să stochează toată informația pe tot teritoriul. Și după anumită analiză, se poate informa procesul sector. Trebuie să fie o persoană la punctul de operator, ca unde se stochează toată informația și va fi informat și polițistul și securitatea. Deci, în acest punct de operatorie poate fi inclus automat prin date sau prin anumite, spre exemplu, licee, grădinițe de copii sau stocheze informația despre pază în acest, în acest punct de operator, care această persoană va supraveghea ce se întâmplă în sat. Deci, dotarea cu video este importantă. Eu nu știu cum vom avea noi resurse financiare pentru a pune măcar o cameră video pe anumit sector sau nu, cea mai importantă stradă din sat. Asta este foarte important. Domnul primar, dacă permiteți să comentez puțin referitor la biroul ăsta pe care ați propus dumneavoastră cu calculator și cu masă. Spuneam că supravegherea de vecinătate este un mecanism fără mari cheltuieli și eficient. Adică nu presupune o anumită cheltuieli. Cum credeți? Dacă noi o să organizăm bine sectoarele de supraveghere, ca comunicarea între cetățeni și direct cu polițistul, să nu mai fie un intermediar care stocheze informația, cum credeți? Asta ar fi o soluție ca să nu se mai cheltuie pe calculator? Eu zic că dublarea asta nu e nimic strașnic. Eu am propus că oricum, dacă se vor crea aceste puncte de operatori, spre exemplu, primăria are nevoie de a nu arunca bani în plus, spre exemplu, acei bază pentru grădiniță sau liceu, admite publice. Instituțiile publice. Deci se formează un punct de operator unde va fi supravegheată video, alarme și se va stoca informația. Și plus va fi, mă rog, oricum cineva sună ori la poliție sector, ori la primărie că s-a întâmplat ceva. Este practic dublat, dar asta e foarte bine. Dar mai mult accent pe instituțiile publice. Da. Să nu fie pază pe fiecare instituție, acolo să fie supraveghere video și să fie un fel de panou unde să arăte camere. Da. Asta e instituțiile publice și străzile principale. Nu, asta e centru. Vis asta. Cum vis? Noi trebuie să-l realizăm într-o an jumate. Visul ăsta trebuie să fie realizat. Am înțeles. Am înțeles acum. Cu sportul polițiștilor. Deci, întrebări? Stimați colegi?
Referitor la participarea la ședințele membrilor de sectoare, o să plătiți pe cineva de la primărie? Păi noi și-am zis că este important lucrul ăsta, fiindcă cam de cetățenii mediu, reprezentanți al unor asociații locale, care prezintă anumite scheme către cetățeni, deci este important. Și este necesar de a participa la, împreună cu liderul, la aceste adunări. Organizarea și ființele de locale, asta este principal. Dacă lumea se organizează în sectoarele supravegheri de vecinătate, cum crezi? Nu o să vă fie mai ușor să inițiați și alte inițiative, de exemplu, de amenajare teritoriului sau de organizare niște concursuri sau să îi adunați la mici consultări? Deci a fost o idee de a organiza pe dați, spunem așa, sectoare, cea mai salubrilă stradă sau cea mai smahată. Deci, mergem cu pași mici, dar încreduți. Deci, oricum trebuie să aduci cetățeanul ca să aibă o viziune mai clară, mai frumoasă și să aibă încredere, în primul rând, în sine, că, într-adevăr, asta este bine pentru, nu numai pentru dânsul, dar spre binele localității sau a mahalei. Fiindcă, din cât eu știu, în Estonia iau așa o practică, luna mai, mi se pare că ei au convenit ca toți membrii de sectoare să facă într-o zi curățenie în sector, teritoriul sectorului. Și asta funcționează foarte bine și ei reușesc să adune, să facă lucruri, nu numai în domeniul supravegherii. Este important ca o mahală să înceapă în acest proiect și a vă da pildă la celălalt mahal, să primesc ca un fel de concurență de mahale. Deci, dacă noi am început deja să facem o porțiune de drum, măcar cu spetre și am interzis de a fi cu noi în drum și materiale de construcție. Deci, unde este o stradă curată, amenajată, deci este invidia vecinilor de mahale. Deci, se începe un fel de concurență între ele. Și lucrul ăsta tot ce este important. În sens că administrația publică ar fi interesată să aibă așa astfel de sectoare, că lumea s-ar mobiliza altfel. Când administrația publică locală este important ca să fie o persoană ca lider din anumite mahali care cu inițiativă. Deci, prin persoana dată, primăria câștigă. Deci, el dacă se implică, este comemorator a mahalii, deci convinge cetățenii ca să se implice în aceste proiecte. Bine, Tina, cred că vreau să spună ceva. Liderii din Mahal, în consiliere, așa că... Nu spuneți toți în consiliere. I just wanted to comment that in Estonia there are a few local governments who prefer neighborhood watch districts when they start some kind of renovation, when they start putting lightning or any kind of improvement, then they choose neighborhood watch districts where they start doing it. Tina, vreau să spun că în Estonia există practica că anumite autorități publice locale, când vor să facă un proiect, de exemplu, de renovare, construirea unei noi străzi sau de amenajare teritoriului, atunci întotdeauna selectează sectoarele de supraveghere de vecinătate. Și ei încep anumite sectoare astea, care consider că exemplu mai buni, care ei pot să facă ceva în teritoriu, să fie cu oameni, yes, because the government they appreciate the work of the people by themselves. Pentru că autoritatea publică locală apreciază că oamenii sunt lucruri care oamenii îl fac ei singuri. Și ei vor să înceapă cu oamenii care cooperează între dânsii, să activi și mai departe. Și încep proiecte de renovare, de construirea străzi, de amenajare a teritoriului, ce pot să fac ei în teritoriul ăsta, anume cu sectoarele astea, unde oamenii sunt activi și pot să aibă și coopera. Deci, aș zice, aș mai adăuga un lucru, că unde sunt inițiative bune și unde este lider care se implică în spre exemplu, pentru amenajare, așa și va fi și în supraveghere de vecinătate. Deci, oamenii cu inițiativă întotdeauna promovează lucrurile bune și se implică. Deci, ceilalți care sunt mai puțin mai timiți,
Domnul primar, dar ce argumente aduceți dumneavoastră când cineva vă învinuiește? Noi plătim taxe, noi suntem contribuabili, dumneavoastră v-am ales, sunteți obligați să faceți lucrul ăsta. De ce ne dați nou, ne puneți nouă pe umeri să facem? Întrebări provocatoare. Deci, a convinge cetățeanul că el este obligat de a achita anumite taxe, este cam greu de a explica că, într-adevăr, este necesitatea de a achita taxă pentru amenajarea de teritoriu sau până când taxele acestea revin. Până când îi explici cum merge tot lanțul până la finit, deci unii dintre ei și înțeleg, dar alții sunt agresivi care nu pot să achit, pentru că eu primesc leafă, de acord mi-e multe impozite, de acord să deci mergi pentru iluminare și pentru amenajare și tot așa mai departe. Deci informarea corectă a cetățenilor este foarte importantă. Unde să ia banii ăștia pentru amenajare sau... Este sistemul, puțin nu depinde mult, cum depinde de administrație publicală, dar este mai mult ca serviciile PL2 și centrale, de a se implica, de a găsi alte modalități, ca să fie centralizat cu fete anumite taxe, chiar aceleași amenajare, toate impozitele să fie impuse. Deci, cetățenul n-ar trebui, oricum n-ați plătească acele impozite care ar trebui de achitat și pentru aceea de iluminare sau pentru o bucățică, o puțin grunt. Deci, depinde foarte mult de sistemul centralizat. Am fost, deci, în sesiune la Academie și, deci, au fost tot niște training-uri de profesori și masterați. Deci, noi vedem lucrurile într-un fel, dânșii puțin diferă. Teoric. Deci, da, noi spunem ceva practic, că, zicem, deci, este o idee de administrație publicală a apărută. E numai să-i dezvoltă și acolo scopează. Deci, nu merge până la finit, până la centrală. Deci, trebuie să fie o continuitate și trebuie să fie o comunicare între apărat și cea centrală. Și atunci vor merge lucrurile bine. Totodată îți ceri să dorești autonomie. Bine, cred că asta deja sunt alte momente. Eu am spus ce-i doare pe administrația publică locală. Deci eu cred că mulți dintre colegi sunt de acord și... Mai sunt întrebări? Mulțumesc!